trimis mūsų surorų sensorą rodiką și vreau să mărturisesc o taină ce Dumnezeu mi-a descoperit eu vreme mai lungă, nici nu a fost încă virusul ăsta pe pământ și Dumnezeu mi-a arătat într-o vis de noapte, mi-a arătat Dumnezeu cum va fi lepădarea credinței la mulți care se vor lepăda de Dumnezeu. Se făcea că eram într-o biserică foarte mare, imensă era biserica aceea și era atâți oameni pocăiți, numai pocăiți pot să spun că erau acolo în biserica respectivă. Și dintr-o dată, cum stăteam acolo și ne închinam, în timpul serviciului, dintr-o dată au intrat niște oameni legii, cu niște căreți erau în mână și s-au așezat înaintea bambonului. Toată lumea nu mai vorbea, nu mai spune nimeni nimic, era o liniște de plină. Și acești oameni ai legii s-au așezat așa înaintea bambonului și începeau cu un pic să scrie și chemau pe oameni. Deci cine este de acord din ziua aceasta să rămână în biserica care noi vom hotărâ de astăzi încolo și care este de acord cu noi, va fi cântări, va fi cuvânt și noi credem în Duhul Sfânt și noi credem în Dumnezeu. Deci care este de acord cu noi să rămână și să dea semnătură pe caietul acesta să fie înscris în biserică ca asta și să rămână, deci să rămână, să fim noi cum ar veni șef, nu altcineva. Și atunci toți frații, surorile, pe rând, fără să le obligă, fără să fie bătuți, fără să fie chinuiți, de exemplu, sau prigoniți de cineva, ei singuri cu mâna lor, deci se ridicau din băncile lor și mergeau unul câte unul înaintea bunului, la oamenii aceștia ai legii și începeau să dea semnătura că ei sunt de acord, că dacă iar va rămâne biserica asta și are voie să cânte o cântare, să se roagă, că doar Dumnezeu știe și cunoaște, că tot pe Dumnezeu o să-L slujim, noi ieșim din religia noastră, din credința noastră, tot pe Dumnezeu îl laudăm, dar ei nu știau că este lepădarea de credință. Vă mărturisesc, frați și surori, în numele Lui Iisus. Toată biserica aceea mare, imensă, că n-am cuvinte, ca să pot să vă explic câți oameni erau acolo. Toți s-au ridicat și mergeau și dădeau o semnătură. Atunci eu m-am ridicat și am spus, Doamne, de ce Dumnezeul meu lași ca oamenii aceștia să meargă și să se leapădă de Tine, Doamne? Și spuneam, frați, surori, vă rog în numele Lui Iisus, nu vă ridicați, nu mergeți înainte și dați întâietate, pentru că să știți că este lepădarea de credință. Nimeni nu mă punea de seamă, frați și surori, vă spun în numele Lui Iisus. Nimeni nu mă punea de seamă ce eu spuneam. Și atunci unul dintre ei care a văzut că eu sunt mai înțeleaptă și nu vreau să accept și eu să rămâne doar biserica aceea și să nu se facă altă biserică, alte rugăciuni, să nu mai fie drept să se strânge unul cu unul sau doi câte doi să se strânge, nu aveai voie să ai altă biserică sau altă religie sau altă credință să ai, să crezi în Dumnezeu, era totul interzis. Atunci unul din ei s-a ridicat și mi-a spus așa, oare tu nu vrei să accepti și tu? Oare tu nu vezi câți oameni de aici sunt cu noi și spune că e de acord cu legea care noi am dat-o? De ce vrei tu ca să fii încăpățânată și nu vrei să înțelegi? Și eu i-am spus așa, eu din credința pe care Dumnezeu mi-a dat-o, n-am să ies niciodată din credința mea. Eu, chiar dacă nu am voie să mă rog, chiar dacă nu am voie să mă strâng unul sau cu doi, sau altă biserică să fie, eu nu mă leapă de Dumnezeul meu, niciodată n-am să mă leapă și n-am să dau însemnătura. Atunci vă spun în numele Lui Iisus Hristos, frați și surori, dintr-o dată, parcă mi-au spus să ies afară din biserică, am ieșit afară din biserica respectivă și
și eram pe niște străzi și plângeam înaintea Domnului și eram așa cercetat în cugetul meu și plângeam. Și spuneam, Doamne, Dumnezeul meu, te rog, Iisuse Tată Ceresc, ca Tu să-mi dai putere și biruință. Și vină, Doamne, mai degrabă, Dumnezeul meu. Doamne, hotărăște Tu, Dumnezeul meu, ca să ajung, Doamne Iisuse, să pot să am o închinare sfântă. Pregătește-mi pe cineva, Doamne Iisuse, și să fie înaintea mea cineva, să mai putem să ne mai închinăm și să avem bucurie în prezența Ta, Doamne. Vă spun în numele Lui Iisus, frați și surori, că mergeam eu așa pe niște străzi, doi oameni erau în spatele meu, pot să spun ca doi demoni, s-au făcut în oameni, s-au transformat pur și simplu în niște oameni. Și aceștia mă păzeau pas cu pas, unde mergeam eu, erau după mine. Unde stăteam eu puțin pe loc, stăteau și ei puțin pe loc și cu ochii numai pe mine, să vadă unde merg, să vadă la ce familie intru, unde mă duc să mă mai închin Domnului, unde o să mai găsesc frați și surori de credința mea, care nu s-ar lepăda de Dumnezeu. Și vă mărturisesc în numele Lui Iisus, fraților, că mi-am ridicat privirea spre Domnul și am spus, Doamne, îmi doresc din tot sufletul meu, Dumnezeul meu, să mai am o părtășie sfântă cu cineva, Doamne. Vă mărturisesc, frați și surori, că dintr-o dată așa lucra Dumnezeu, că și pe acești doi oameni, doi demoni care erau îmbrăcați, s-au luat firea omenească. Dintr-o dată parcă au rămas așa orbi și nu mai m-au văzut. Și dintr-o dată pe o străduță așa am dat și am intrat într-o casă. Era o casă așa mică, cum este la țară, mai îmbătrânit așa. Acolo mă așteptau doi oameni, erau îmbrăcați în alb, cu barbe mari pe gură și tot străluceau. Și când am ajuns acolo am început și am plâns și l-am îmbrățișat. Așa am spus, Doamne, îți mulțumesc, pentru că Tu ai hotărât, Doamne Iisuse, clipa și momentul acesta, să mai am părtășie cu cineva, Dumnezeul meu. Și începeam să mă rog aceștia doi oameni bătrâni, care erau duhovnicești, pot să spun așa, am început și m-am rugat. Și după aceea m-am trezit și Dumnezeu m-a înștiințat că scurtă este vremea și apropiată, când toți oamenii, toți cei pocăiți care s-au bătut odată cu mâna în piept, s-au bătut că ei sunt pocăiți și sunt religioși și cred în Dumnezeu, se vor lepăda de Dumnezeu. Vă spun în numele Lui Iisus Hristos, frați și surori, să fim trași și vegheatori, pentru că astăzi vedem cu ochii noștri de carne. Mulți se leapădă de Dumnezeu și nu mai crede cuvântul lui Dumnezeu. Sunt mulți proroci mincinoși, sunt mulți învățători mincinoși care schimbă cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori. Vă rog în numele Lui Iisus Hristos să fiți trași și vegheatori. Chemați pe Dumnezeul vostru și pe Dumnezeul nostru în inimile voastre și în odăițele voastre și credeți în Dumnezeu. Să nu vă temeți de lucrurile acestui pământ, pentru că Dumnezeu va veni în curând. Să ne ajute bunul Dumnezeu ca să nu ne lepădăm. Și credința care a fost dată odată pentru totdeauna sfinților, să rămânem în ea și să ne luptăm. Fiți binecuvântați toți de Domnul Iisus Hristos. Amin.